Un elev a fost bătut în curtea unui liceu din Drobeta, Turnu Severin, de familia unui alt elev. Cei doi adolescenți au avut anterior un conflict spontan, iar asta a declanșat scandalul. La data de 8 decembrie, poliția Drobeta Turnu Severin a fost sesizată de un tânăr în vârstă de 16 ani, elev în cadrul unui liceu din municipiu, cu privire la faptul că pe terenul de sport al liceului un alt elev este agresat de mai multe persoane. La fața locului s-au deplasat polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică și Biroului de Investigații Criminale, care în urma verificărilor efectuate au stabilit că în pauza dintre orele de curs între doi elevi de 17 ani, respectiv 15 ani, au existat niște discuții contradictorii. În urma unor discuții în contradictoriu, elevul de 15 ani l-a agresat pe elevul de 17 ani. După acest incident, elevul de 17 ani și-a contactat telefonic părinții și i-a anunțat despre incident. La scurt timp, în incinta liceului au pătruns membrii de familie ai acestuia, tatăl, un bărbat de 48 de ani, fratele, un tânăr de 14 ani și mama, o femeie de 47 de ani. Cele trei persoane l-au agresat pe elevul de 15 ani, care a fost transportat la o unitate medicală pentru acordarea de îngrijiri de specialitate. Cele trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore. În cauză se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. Cele trei persoane au fost reținute pentru 24 de ore.